Partidul Liberal Reformator și-a anunțat lista pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Primul pe listă este liderul partidului Ion Hadârcă, urmat de vicepremierul Tatiana Potânc și vicepreședintele Parlamentului Ion Bodru. Pe listă nu figurează copreședinta partidului Ana Guțu, care, potrivit lui Hadârcă, a transmis o scrisoare către partid că nu dorește să figureze pe lista electorală după ce la Consiliul Național Politic al formațiunii nu i s-a acceptat propunerea ca toți candidații PLR să participe pe lista unui alt partid. Și deputatul PLR Anatol Arhire a solicitat să nu fie inclus pe listă. Este o listă care urmează să mai sufere anumite modificări. Timpul nu așteaptă și ne urgentează ca să prezentăm în formula aceasta. Trebuie înajându-ne ca să epuizăm și subiectele despre care v-am vorbit, negocierile sau și eventualitatea formării unui... Deci lucrul acesta încă nu este definitiv exclus, nu este epuizat. Formării unui bloc, așa cum am anunțat înainte. Liderul PLR, Ion Hadârcă, a mai spus că cei trei miniștri din partea partidului, Valeriu Troienco, Octavian Bodișteanu și Valentina Țapiș, deocamdată nu se regăsesc pe listă. Aceștia nu se pot degreva din funcție până vor duce la capăt unele proiecte. Dosarul cu privire la participarea PLR-ului în cursa electorală a fost depus vineri, 3 octombrie, la Comisia Electorală Centrală.